Ok, salutare toată lumea, eu sunt Nerd și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Terraria. Un episod în care vom explora dungeonul pentru anumite chei de aur, să le zic, cu care vom deschide acele chesturi. Sunt iteme destul de bune, pot să zic, în chesturile alea. Aici am picat, vedeți, armura asta, costumul, de fapt, de vulpe, deci. Și mi se pare chiar foarte funny, dar așa, arată chiar bine, nu? Ia hai să mergem noi la asta, la nenea Tabnit, să-i dăm un Strange Plant, ce-mi dat? Reflective Metal Die. Ia hai să vedem. Oh my god! Oh my god! Nu cred! Uai, stai că vreau să văd ceva. Cum ar arăta pe costumul de fantomă? Că aici l-am pus. Ia hai să luăm, punem asta aici. Uai, arată chiar bine, dar tot vreau să păstrăm costumul de vulpe. Nu vreau să-mi dai heal. Am ceva pe aici. Nu, ok, mergem în dungeon lume. Mă miră că încă nu s-a mai terminat chestia asta de Halloween. Mai trebuie să vorbesc. Păi... Stai că aveam Corruption. Trebuie să facem rost din niște iteme. Ar fi de preferat să facem rost de... Cum se numea, că am uitat, cum stă pe limbă. Eu sabia, vedeți cum e sabia mea asta? Marasuma sau ceva de genul? Nu mai știu, uite, capă. Cred că așa era, nu? Ai nevoie de sabia aia. De-aia mergem special în dungeon pentru sabia aia. Pentru că cu sabia aia, cu sabia asta care am făcut-o eu de la bossul ăsta din Corruption, Lightsbane sau ceva de genul, și cu Marasuma și cu o sabie din junglă, care o să o vedeți pe parcurs, o facem și pe aia, și plus sabia de foc, o să ne iasă Night Edge, care o sabie bună pentru, cea mai bună sabie de fapt din pre-hard mode, și o să ne ajute să batem Wall of Flesh cu ea. Dar de fapt sunt și alte chestii, de exemplu sunt niște arcuri faine iară. Doamne ce bine că am hook-ul ăsta că pot să mă deplasez rapid. Dar acum văd că am luat cam mult damage de la mobii ăștia. Hai să mă chiu ciupercă asta. Nici nu vreau să mă gândesc ce chin o să fie să adun Hellstone-ul din iad. Adică un fel de minereu care se găsește numai acolo. Bun, perfect, am ajuns. Acum să fim puțin mai atenți că nu vreau să mor din prima. Ce am lăsat aici în chest? Am lăsat ceva bun. Hai să luăm astea și cam atâtea. Hai da. Vedem și noi ce am găsit. Trebuie să fie niște slime-uri negre care dropează acele chei. Uite, vedeți asta? Chestul asta e... Trebuie să fie deschis numai cu cheile alea. Oh, damn, am luat ceva damage acolo. Ia stați așa. Așa. Mi-e frică mereu să fie muzica prea tare dată, că am eu obiceiul să o dau puțin cam prea tare și știu că nu e bine. Altceva, altceva, altceva. Lume, vreau să vă întreb, câți dintre voi jucați League of Legends? Și măcar, dacă aveți peste level 20, cel puțin,
Pentru că și eu joc și am level 30 și mi-ar place să joc cu voi. Pentru că, na, e una să joci cu abonați, îți dai seama. E mult mai bine și dacă jucați, dacă nu. Aoleu, aoleu, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu, nu. Uf, perfect. Nu. Trebuie să avem grijă și la țepii ăștia care sunt pe aici. Aici am fost. Nu-i nimica. Oh, goblin, perfect. Nu știu, acum au ajuns aici. Shop. Avem bani la mine, am bani. Am... Perfect, fiți atenți lumea aici. În locul lui... De fapt, stai să mor de prima dată pe ăsta. Chain Defense, Critical Strike, Strike. În locul ăsta. Unde sunt, unde sunt, unde sunt? Rocket Boots. Deci fiți atenți acum lume. Oh, Clothier Voodoodle. Oh, știți ce facem cu asta? Cu chestia asta vom putem să mai spawnăm scheletronul. Gen, ne ducem, îl omorâm pe băiatul ăla de la intrare, cum îl cheamă, Plus Nicola sau ce-o fi el. Și trebuie să purtăm chestia aia și se mai spawnează odată scheletronul. Dacă vrem să farmăm pentru ceva la el. Vai da. Pică la monștri de prin cer. Nu stai să omorâm ăsta. Noroc cu sabia asta, că dacă nu... Nu știu ce făceam. Hai să mai explorăm pe aici. Ceva. Golchi! Bun, ia-l! Ala, avem unul. Deci avem un chest să deschidem. Morto. Bun. Luăm asta, punem o torță, mai punem o torță. Mai ceva pe aici. De obicei și în chestiile astea care le sparg acum mai găsești. De ce nu pot să dau așa? Serios, se mai spawnează unul? Aoleo, nu-i bine. Perfect. Mă surprinde că sunt prea multe din astea de water candle-uri. Sunt mult prea multe în zona asta. Ceea ce nu trebuia să fie. Ia să luăm patul ăsta. Ok, uite un chest acolo. Opa, asta e că mai văzut ceva. Interesant. Mi-a picat un golden key sau mi s-a părut? Hai, mă, pune torța. Bun. Nu... Oh, bun. Cred că avem 3 key. Perfect. Și chestia asta vreau să o iau. Pentru asta... Facem așa, facem așa. Trebuie să facem o cameră pentru goblinul ăla. Neapărat, pentru că... Oh, uite, rocket boots-ul, vedeți? Pot să... Chestiile astea, dacă avem niște chestii cu care sumonăm niște peturi, nu chiar peturi, niște chestii care luptă pentru tine, și dăm click și pe chestia asta, o să apară două pentru ăsta, Bewitching Table. Și asta e Alchemical Table, e de făcut poțiuni. Mi se pare că are ca bonus 33% șanse să nu îți consume materialele din poțiuni, de aia am luat-o. O, gold chest, gold chest, hai să vedem ce găsim. O, ok, și ăsta e bun, stați să vă arăt ce face. Magic Missile. Magic Missile, vedeți, controlez chestia asta. E amuzant că poți să faci lumină cu ea, gen... Merge așa și îți faci lumină. Folositor. Stai că vreau să iau gold chest-ul ăsta cu mine. Că nu prea am chesturi acasă și nu... Nu vreau să rămân fără.
Au, vedeți chestia asta? E cea mai enervantă chestie din dungeon, după părerea mea. Nici n-ai cum să o distrugi și... Nici n-ai cum să o oprești sau ceva de genul. Băi, dar prea multe water candle-uri de-astea, doamne, ce s-a întâmplat? O, uite-mi cu un gold chest, perfect. Dar stai, că trebuie să rezolvăm noi prima dată ceva. Adică cam mult de rezolvat. Bun, nu, uite, nu, cu, am scăpat. Dar vine o chestie, chiuță de asta. Aici găsim Deadly Aqua Scepter. E bun și ăsta. Opa. Băi, de ce mereu când arăt itemele vin mobi? Utol, luăm chest-ul și continuăm. Băi, dar de groază ăștia. Ia uite ce e aici. Nu. Bun, hai că am scăpat. Uite, am văzut acolo încă un chest. Și mi-a picat o pățiune. Aici găsim Blue Moon. E ok. Nu zic nu. Dar caut Marasuma aia. Chestia aia mi-o nevoie. Nu. Nu, nu, nu. Stați așa. Ok. Pe aici mi se a mai fost cumva? Cred că da. Atunci o luăm în jos pe aici. Uite, un golden key. Spargem asta. Luăm astea. Încă un golden key acolo pe jos, l-am văzut. Băi, zoom, ăsta schelete. Aș merge să luăm Golden Key-ul ăla. Nu, 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 vrem să avem ce avem de face cu ăștia. De asta, de ce nu folosim noi unul din itemele care le-am găsit pe aici? Asta. Ia. Ce e asta? A, mana. Mi se părea mie ce părea așa ciudat. Băi, dar sunt prea multe din ăstea water candle-uri și de la ele se tot spawnează monștri. Uite-mi cum chest acolo. Vedeți ce fain e itemul ăsta. Ăla e tot ceva de mana. Dar problema e cum ajung eu la gold în chestul ăla. Ia facem așa. Pop, 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 bun. Și aici găsim o handgun. Dar de ce are bonus așa prost? A, scrie bine că l-am găsit. Cu el vom crafta încă un item. O armă. Nu, 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 nu. Wow, la fix. Hai să vedem dacă putem ateriza aici. Perfect. Așa. Vreau să merg să iau gold key-ul ăla care l-am găsit acolo jos. Bun. Am murit. Uitați aici, gold key. Dăm cu A și un pian. Op. Mă luăm. Uite, vedeți slime-ul ăsta, dungeon slime-ul ăsta, iar în interiorul lui e o cheie, dacă uite, vedeți golden key. La el pică ușor, dar și la monștri de aici. Nu, Angry Bones. Așa. Așa. Opa, 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 stai, 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 că am găsit, mi-a picat un costum. Dar nu vreau să-l deschid, că mă ocupă locul în inventar.
Mori. Oh, dar arma asta ce am văzut tu până acum, că e chiar... O, oh, încă un costum! LOL. Dar stai să vină, vină mai aici. Ar trebui să folosesc arma asta mai des. Da, consumă multă mana. Ceva pe aici. Doar mobi. Băi, da, dă încă rău-i dungeon-ul. Nu, nu, da, tămană ne-am îmbăgat. Opa, 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 stai că se întoarce. Stai că am mai văzut acolo ceva și aici am cu un jungle. Ăsta, nu, ăsta e corruption chest. Luăm ăsta. Și continuăm pe aici. Doamne, sper să se audă bine muzica la lume. Să-mi lăsați în comentarii dacă se aude bine, pentru că, opa, am rămas fără alea torțe. Să-mi lăsați în comentarii dacă se aude bine, pentru că nu știu de ce tot am impresia că se aude prea tare. Hai să vedem ce am găsit în chestul ăsta. Doamne, de să fie mara suma. Un shadow key. Bun, și ăsta. Punem un chest aici. Cu shadow key-ul îl folosesc la când o să ajung în iad acolo, că sunt niște chesturi speciale. Da, nu pot să fac eu niște torțe. Mă chinui cu asta. Serios? Ne dăm viață. Perfect. Oh, Doamne, da mare-i dungeon-ul meu. Nu credeam. Am ajuns deja în iad, what? Cum? Dar n-am mai văzut dungeon-uri așa de adânce. Adânci, mă rog. Cred că e prima dată când mi se întâmplă să fie așa de adânc dungeon-ul meu. Și ce mai e pe aici? Mai e ceva măcar? Oh my god, ce acolo, ia dă-o, ia dă-o dinamită de-asta. Ia fiți atenți acum că-ți cum mor toți. Poke! Așa. Băi. Bun. Chiar dacă am avut aici un crater, na... Oh, the dodges. Opa, opa. Stai să deschid rapid chestul ăsta. Că tot nu mai vreau să vină mob. Și Muramasa, așa se cheamă, mă. Doamne, cât am căutat după chestia asta. Vreau să scap de iteme de aici. Serios, două chestii de astea de foc. Și lootul. Și avem și un spawner de Eye of Cthulhu. Bun. Avem ce să facem în episoadele viitoare. Ia să vedem cât am filmat. Ok, avem 18 minute filmate, s-o termina și playlist-ul. No, bun, lume, păi sper că v-a plăcut și acest episod. Eu imediat acum o să filmez și episodul următor, exact după ăsta. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați acel buton de like. Stai să omor ăsta. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați. Și cam da, până data viitoare, eu am fost Nerd și vă salut. Pa, pa!